Deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu este cunoscut drept un om implicat în comunitate și mereu atent la nevoile cetățenilor. Acesta a ținut să sublinieze anumite aspecte referitoare atât la cei doi ani de pandemie care ne-au marcat pe toți, cât și la inițiativa Partidului Social Democrat, prin care guvernul va acorda indemnizații de șoma salariaților din companiile afectate de sancțiunile împotriva Rusiei. Ca urmare a demersurilor întreprinse de PSD, Comisia Europeană a decis să permită statelor membre să extindă compensațiile pentru companiile care au de suferit de pe urma situației geopolitice actuale, dar și pe fondul fragilității provocate de pandemie. Mai exact, conform noilor reglementări, statele Uniunii Europene au posibilitatea de a acorda ajutoare și despăgubiri pentru întreprinderile afectate de sancțiuni, contrasancțiuni și prețurile excepțional de ridicate la gaz și energie electrică. Deputatul PSD Mehedinți a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare dorind să le aducă la cunoștință cetățenilor câteva aspecte foarte importante la inițiativa PSD, guvernul va acorda indemnizații de șomaj salariaților din companiile afectate de sancțiunile împotriva Rusiei. În acest moment, peste 30.000 de angajați ai firmelor care au fondurile blocate ca urmare a conflictului din Ucraina traversează niște momente foarte grele și este de datoria noastră de a le veni în sprijin și a-i ajuta să depășească această perioadă. Pe plan sanitar, ultimii doi ani au fost covârșitori, iar pandemia de COVID-19 va rămâne atât în cărțile de istorie, cât și în amintirile noastre. Dar am avut și de învățat. Noua strategie națională pentru sănătate, anunțată de domnul ministru PSD Rafila, a fost concepută în jurul ideii de prevenție și de intervenție timpurie în cazul cât mai multor boli sau patologii. Totodată am cerut să fie stabilite criterii clare pentru construcția spitalelor prevăzute în PNRR pentru a putea moderniza infrastructura sanitară, a transmis deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu pe pagina sa de socializare. Totodată, deputatul îl critică în termeni duri pe fostul președinte al României Traian Băsescu, spunând că a mințit fără scrupule populația nu am fost niciodată un fan Băsescu. Pot spune că, într-o oarecare măsură, l-am respectat. Acest respect s-a stins cu desăvârșire în urma verdictului definitiv că fostul președinte Băsescu a fost colaborator al securității. Sunt profund dezamăgit și dezgustat că un om care timp de 10 ani ne-a dat lecții de moralitate și integritate, de fapt ne mințea cu bună știință, cu cinism, fără scrupule, rușine, a transmis deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu.